printre milioane de singurătăți. Vorbește liber. Pentru că vocea ta contează. Pentru că noi te auzim. Te înțelegem. Să vorbim despre tine. Locul unde nimeni nu e nimeni. Doamnelor și domnilor, Gabriela Calițescu îți prezintă Să vorbim despre tine. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Să vorbim despre tine. Să vorbim despre tine este locul unde povestea ta este ascultată, promovată și, de ce nu, ne regăsim cu foarte, foarte mulți în fiecare poveste. Să vorbim despre tine este locul unde nimeni nu e nimeni. Este vorba despre tine. Ei, dar înainte să începem în această seară, vreau să vă spun că aici, la Să vorbim despre tine, vom descoperi în curând o poveste extraordinară. O poveste minunată. Este vorba despre o esență în pasiunea despre muzică, despre pian, cine alta decât Elvira Bujor. Haideți să urmărim împreună materialul. Ei, dragii mei, în curând îi vom afla povestea Elvirei Bujor. Sunt sigură că v-am făcut curioși, dar mai avem câteva zile până să o cunoaștem aici, în platou. Dar revenim în această seară, îl vom cunoaște, povestea unui om deosebit, unui domn, unui adevărat domn. Este din localitatea Bogdana, județul Vaslui. A pornit de jos și a ajuns foarte sus. Este profesor universitar, fost secretar general al guvernului, specialist în agricultură și, o să vă convingeți, un român cum rar întâlnești. Îl prezint pe bunul nostru prieten Sorin Chelm. Te rog, Sorin, bună seara, bine ai venit. Bine te-am găsit. Te rog frumos să iei loc pe canapea. Iată, îi voi invita pe telespectatorii noștri care știu că seară de seară urmăresc de luni până joi, începând cu orele 22, emisiunea Să vorbim despre tine și în această seară o poveste minunată pe care Sorin ne va povesti. Așadar, revin la tine, Sorin, și aș vrea să începem cu acele momente ale copilăriei. Da, cred că pentru fiecare dintre noi, sau cred că așa ar trebui, copilăria este perioada cea mai frumoasă din viață. Și dacă ar fi să fac comparație cu celelalte etape ale vieții, într-adevăr copilăria este cea mai frumoasă. Bineînțeles, fiecare perioadă din viață are frumusețea ei, dar copilăria are ceva aparte. De-aia se și spune că la o anumită vârstă redevenim copii, dar asta e o altă poveste, să
da Dumnezeu să ajungem acolo. Într-adevăr, copilăria cred că te marchează pentru tot ceea ce vei fi pe viitor. Ăsta e motivul pentru care să-și spune cei 7 ani de acasă care te vor marca definitoriu pentru ce vei face mai departe. Eu am avut, cred că, într-adevăr, cei mai frumoși ani, cei de copilărie, alături de bunicii mei, de părinții mei, de frați, de rude, o copilărie trăită la țară și care eu și acum mă duc cu mare drag, de câte ori am ocazia, mă duc acolo unde sunt, unde îmi sunt rădăcinele, de fapt, să mă uit pe dealurile alea ale Vaslui, să mă duc, pentru că din păcate bunicii mei au murit, să mă duc la mormântul lor, de câte ori am ocazia să aprind o lumânare și când nu sunt acolo, sunt cu gândul la ei, pentru că mi-au marcat de fapt viața. O copilărie în care am avut nu numai libertatea să fac ce vreau eu, am fost chiar, provocat să fac lucruri și mi-aduc aminte pentru că am trăit cu poveștile bunicilor mei, pentru că au fost o familie de oameni înstăriți. Sigur, au trecut prin război, au trecut prin foamete, au trecut prin perioada comunistă când li s-au luat pământurile, au fost mutați de unde stăteau într-o casă unde așa au fost făcuți vânzători la în sat acolo. Asta au fost timpurile, dar de ce mi-aduc aminte de povești? Pentru că mai târziu, undeva prin clasa a 6-a, a 7-a, la lecția de istorie, tata fiind profesor de istorie, tot ridicam mâna să mă fac evidențiat. Și sigur că la un moment dat am spus altceva decât scria în cartea de istorie. Asta venind din poveștile bunicilor mei, pentru că mi-au spus istoria adevărată, nu neapărat cea scrisă în cartea de istorie. Bineînțeles că l-au chemat pe tata la școală ca să explice, încerce să-i spună, zice, Dumnezeu, nu-i mai spune altceva decât scrie, spune să învețe ce scrie în carte. Drept pentru care tata a venit și mi-a spus să fiu mai atent pe ceea ce spun la ora de istorie, pentru că m-a întrebat de unde știu. Deci era oarecum o cenzură, chiar dacă povestea era... M-a întrebat de unde știu lucrurile astea și am spus, bineînțeles, că de la bunicul și atunci s-a liniștit. Dar întotdeauna în această perioadă mi-aduc aminte, mergeam la scăldat. Nu, cred că dacă odată o să, și sigur o să mă apuc să scriu, nu cred că o să-l bat pe Ion Creangă, dar o să fiu alături de el acolo cu câte pățănii și câte lucruri prostioare făceam când eram copii. Când ajungeam seara acasă, putea bunica să ia cu așa lutul de pe noi, pe toate bălțile eram, pe unde nu ne băgam noi. Și era o plăcere seara să mergem călare, să ducem cai, aveam niște cai frumoși care întotdeauna mergeam seara la păscut și cârdul de animale care veneau, cirețele care veneau în sat seara și nu știu dacă o să mai regăsim. M-am uitat chiar și în toamna asta, mergând prin țară, aproape că nu mai există acele cirezi, s-au împunținat foarte mult defectivele de animale, pe aici, pe acolo, a ajuns un moft să mai vezi o cireadă dintr-aia în satul românesc. Și am mai spus-o și la tine în... Deși satele românești erau o emblemă a României. Nu este, cred că este rădăcina națiunii române și cred că când ne gândim la satul românesc, va trebui să ne gândim foarte bine, nu pe viitorul îndepărtat, în viitorul apropiat, ce vrem să facem cu el, pentru că, mai spuneam într-o emisiune la tine, odată cu dispariția satului românesc, să pierd foarte multe lucruri, să pierd tradiții, să pierd obiceiuri, să pierde până la urmă identitatea ta, identitatea ca noastră, națiune, ca popor. Ca națiune. Și
Din păcate, mai spuneam, media de vârstă în mediul rural românesc a ajuns aproape de 67 de ani. Deci când am spus într-un termen scurt, gândește-te că în 10 ani ce o să punem în locul acestor bătrâni care au rămas în momentul de față la țară. Dar amintirile copilării mele vin cu foarte mulți copii eram. Eram foarte mulți copii acolo. Bine, după ce am intrat la școală, sigur, veneam în vacanțele de vară. Dar până să plec la școală, eram acolo iarnă, vară, mai puțin. Și fiind, făcând tot felul de năzbâtei, iarăși că tata era obișnuit, era și directorul școlii, și mama, fiind profesoară și mama și tata, dar mai ne trimitea, spune, duceți și voi, aveți grijă de vacă. Bineînțeles că noi lăsăm vaca pe undeva pe acolo și noi la fotbal, da? De fapt, era o generație care se bucura din plin de tot ceea ce îți oferea satul românesc, de tot ceea ce îți oferea natura. De bucuria de a trăi. Exact. Pentru că mă uit la foarte, foarte mulți copii în ziua de astăzi, nu mai au acea bucurie, parcă, nu știu, sunt apăsați, nu au libertatea de a-și trăi copilăria așa cum ne-am trăit-o noi. Poate... De fapt, acest modernism care a acaparat noile generații, de fapt, totul s-a oprit aici. Am încercat să mergem doar pe tot ceea ce este în trend, pe tot ceea ce... De fapt, am importat foarte multe lucruri și am renunțat la ceea ce ne aparținea, de fapt. Viața la țară, vacanțele la țară, unde copilul avea tangențe cu toate aceste lucruri. Da, și acum, vedeți, toată ziua copiii din ziua de astăzi... Imediat a crescut un pic temperatura, ia, nu știu ce, o groază de medicamente, are, nu știu ce, vai de mine copilul. Nu știu, noi nu eram așa. Și încă o dată, faptul că înghițeam și praf, mâncam și nisip și ne toată ziua eram zgâriați, eram... Nu numai că în perioada aia se creează și imunitatea organismului. Dacă eu când sunt copil vin și... Îl bag cu pastile imediat cum are ceva, sigur că organismul nu o să-și mai creeze o imunitate a lui, astfel încât în momentul când o să devii adult, să, organismul să reacționeze așa cum trebuie el să reacționeze la un om sănătos, la un om normal. De aia spun că totuși, și acum, sunt tabere de copii care se duc la munte, se duc în excursii, mai, dar nu este același lucru cu a trăi în permanență acolo. Și credeți-mă, și viitorul, pe viitor, deci am ales, aveam multe opțiuni în perioada aia, fiind trăind acolo cu multe animale, cu o curte plină, imensă, hectare de curte erau la bunicii mei acolo, printre animale, așa de mult mi-au plăcut lucrurile astea, încât prima opțiune pe care am avut-o când m-am dus la facultate a fost să fac facultatea de zootehnie. Exact pentru dragostea pe care am avut-o pentru animale. Și am făcut-o, nu am făcut-o facultate, că eram 11 pe loc, era foarte căutată, fiind problema aia cu mâncarea pe timpul lui Ceaușescu, erau câteva meserii care erau căutate, aveau acces la hrană, cum să spune. Deci... Era, totuși, toate au plecat din copilărie. De-aia spun că, cred că pentru fiecare dintre noi și cred că și pentru copiii din generațiile astea mai mici, este important startul, plecarea din copilărie. Dacă acolo ai avut, cum să zic, te-ai consolidat, e ca și o piramidă, văd. Dacă baza piramidei nu este solidă, în momentul când te-a pus să construiești pas cu pas, etapă cu etapă, pe parcursul vieții, există șansa ca la un anumit moment dat, la un mic cutremur, să se prăbușească toată piramida, dacă această bază, sau cum am zis, cei 7 ani de acasă nu sunt făcuți la zi, că sunt foarte mulți care o fac la afară frecvență și mă întristează, pentru că mai merg, am... prost obicei. Mai merg și cu mijloace de transport în comun, mai merg și pe jos și mă uit și la vocabularul copiilor și la ceea ce fac, adică aproape că nu mai sunt atent pe unde merg pe stradă, că toată ziua cu ochii în laptop și cum se spune? Și în telefoane. De fapt, și în telefoane, da. Sau în ce au ei pe mână pe acolo, tot felul de
modernistă. Da. Revenim puțin la momentul în care iată ai ales să faci această facultate. De fapt, care a fost traseul pe care ți l-ai impus oarecum? Ce ai vrut să schimbi? Sau ce ai vrut să păstrezi? Încă o dată, când m-am dus, am explicat care a fost motivul. Pentru că și liceul, dacă într-o primă treaptă am făcut liceu de matematică fizică, treapta a doua, că la noi așa era, pentru că mă hotărâsem să mă duc către asta, către facultate agricolă, automat am făcut treapta a doua în liceu agricol, pentru că erau tot felul de condiții, să ai carnet de tractorist, să fi făcut practică, dacă nu trebuia să ai practică făcută într-o poveste dintre asta timp de un an de zile, adică era un an pierdut. Și ăsta a fost motiv, dacă nu proveneai de la un liceu agricol. Și am gândit foarte bine pașii, iarăși și liceul, pentru că nu era în oraș liceu agricol, așa că l-am făcut undeva la 50-60 de kilometri la Murgeni. Deci am plecat de foarte tânăr de acasă și după aia cam tot plecat am fost, adică de la 15-16 ani. Am terminat liceu, imediat a venit armata, după care facultatea, și în liceu am avut, noi și acum ne întâlnim foștii colegi de liceu, poate nu chiar în fiecare an, dar sigur odată la 3, la 4, la 5 ani, cum reușim să ne adunăm, pentru că foarte mulți sunt împrăștiați, iar cu colegii de la facultate ne vedem în fiecare an. Cred că am fost printre ultimele promoții de studenți foarte uniți între noi. Pentru că s-a și întâmplat de așa natură, că noi ne-a prins Revoluția în anul 2 de facultate. Deci din cei 5 ani, 2 am făcut pe timpul lui Ceaușescu și 3 după. Deci am prins, cum să zic, și perioada, nu pot să spun grea, era grea, că vreau să spun că ne scoteau la practici. Făceam practică toamna la cules porumb, nu conta că sau și vara la fel, la tot felul de nebunii, dar erau plăcute, ne uneau. Toate lucrurile era astea ne-au unit. Era acea socializare corectă față în față și munca în echipă de altfel. Și toate astea ne-au unit astfel încât chiar am rămas prieteni, pot să spun, colegii, mulți dintre colegii noștri și ne-am și ajutat unii pe alții, fiecare cum a putut acolo, unde s-a regăsit fiecare. De-aia spun că, plecând de la copilărie, poți să-ți urmezi așa, pas cu pas, școala generală. Și, sigur, parcă copiii din ziua noastră, acum nu vreau să intru într-un conflict între generații, dar nu mai știu. Iată, avem pregătită o fotografie cu tine de când erai copil, îți mai amintești când a fost această fotografie? Da. Îmi plăcea foarte mult să ascult ceasul când eram mic. Da, nici nu știam să vorbesc, dar aveam ceasul, trebuia să aud tic-tac-ul la ureche, da? Părinții mei, și când erau și ei mai tineri, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață, că sunt sănătoși și că am luat o decizie poate înțeleaptă și ei și noi copiii i-am mutat din oraș la țară, unde au, probabil în oraș n-ar fi avut atât de multă ocupație, pentru că efectiv nu ai ce face. Până la țară, o mică gospodărie acolo, unde au absolut tot ce le trebuie în gospodăria respectivă. Și contactul cu natura și contactul cu natura și tot timpul zilei ai ceva de făcut. Ai și timp să te odihnești, ai timp să pleci să vezi lumea, dar ai și timp să faci lucruri. Acum vreau să te întreb, care a fost momentul care, iată, te-a îndemnat să ajungi în București? Pentru că știu că ai ajuns în București foarte tânăr, printre altele. Da, și aici a fost o întâmplare. Unul dintre profesorii, care era și decanul facultății, profesorul Ioan Vacaru Opriș, care ținea foarte mult la mine și ține foarte mult la mine, un om deosebit, de cald, n-a putut să aibă copii, el m-a privit ca și un copil al lui tot timpul și a scris, că nu era pe atunci, ca să vă spun,
trecând peste altele, eram în aprins Revoluția și în 90, atunci 89, imediat după Revoluție, în anii 90, au început să dărâme CAP-urile și sigur că aveam niște bani strânși și cu ce am mai avut părinții mei am luat și niște bani și noi ne-am dus și am cumpărat niște grajduri, am cumpărat utilaje, am cumpărat animale. Am zis, măi, păcat, de ce trebuie dărmată când este munca voastră? Și chiar dacă eram student, veneam, aveam grijă și de animale, deci pornisem un mic business exact pentru cu ceea ce făceam în timpul facultății. Dar sigur că, mai ales de gura mamei, că mama e mai așa, mamă, dar e bine să ai și un servici la stat, cum era pe timpul ăla. Și sigur a venit acasă și a găsit, pentru că noi stăteam la țară, da, veneam destul de des în oraș, distanța fiind destul de mică, 18 km, a găsit o scrisoare de la profesorul Vacaru care spunea că Sorin poate să-l contacteze pe un domn director Ștefanache pentru că să scot niște posturi la, cum se numea atunci, Centrul Național de Reproducție Selecție Animalelor pentru oficiul județean de la Vaslui. Și zice, du-te, în fine, am mers pe gura mamei la examenul, se dădea aici în București, am venit la București, am dat examenul, directorul de pe timpul acela, pentru că de-aia spun că în viață sunt lucruri care sunt și de efortul pe care tu îl depui, dar sunt și de un pic de noroc ca să... Și țin minte și acum, a fost proba scrisă și la interviu în comisie directorul de atunci mă a spus, merge mintea așa, ce n-ai vrea să rămâi în București, că avem nevoie de tineri așa ca să zic, nu, să, ce, aveam fermă, aveam alte lucruri, alte gânduri, altă perspectivă, nici o de decizie cum să... extrem de grea. Extrem de grea. Sigur că i-am sunat și pe ai mei, m-au lămurit mai mult decât pot să spun, mama a zis, îi decizia ți aparține, ce vrei să faci, de aici încolo, așa o să faci. Și sigur că seara mai eram cu un prieten de-al meu, el a rămas și el pentru o perioadă scurtă de timp și atunci în capul meu a fost în felul următor. Dom'le, zic, care-i problema? Nu cunoșteam absolut pe nimeni în București, nu știam Bucureștiul deloc, n-am avut tangență, fiind absolvent de Iași. Am zis să stau 3 luni, dacă nu-mi place, nu-mi convine ceva, fac o acoladă, scriu experiența București și plec înapoi. Dacă va fi să moară de foame în țara asta, sunt ultimul care mor de foame, cu ce aveam deja construit. Și zic, dar dacă o să rămân aici, nu plec până în ajung ministru. După 3 luni s-a schimbat conducerea, așa a fost, a venit academicianul Bogdan. Pot să spun că din punct de vedere profesional a avut un rol foarte important în dezvoltarea carierei mele profesionale. Și venind, am început cu embriotransfer, lucruri care îmi plăceau. Să lucrez și pe făcut și teren, m-am apucat de scris cărți, mi-am susținut teza de doctorat și în 96, am avut și foarte repede am urcat, îmi plăcea, necunoscând pe nimeni, n-aveam unde să mă duc în oraș, ce să fac, cu cine să mă întâlnesc, stăteam foarte mult, foarte mult la muncă, făceam pe acolo, lucram și suplimentar, tot felul de lucruri și așa au început. Se punea problema în acea perioadă la orele suplimentare să fie plătite? Nu, nici poveste. Și erau salariile foarte mici. Ca și debutant, nu, nu puteai să faci nimic cu banii respectiv. Dar încet am învățat lucruri. Am plecat de la a face cap de tabel, da? Și după aia cum să completase capul de tabel și ce ai de completat în tabelul respectiv. Ceea ce mi-a prins foarte bine. Am mers foarte repede, șef birou, șef serviciu, director. Deci eu efectiv m-am angajat la 1 ianuarie 1994.
În 95-96 deja eram șef birou, șef serviciu, director. În 97 am fost director general, numit director general și aveam 28 de ani. Și țin minte și acum 10.870 de oameni în subordine. Deci, cred că atunci am albit, nu dormeam nopțile, pentru că venise, era în 97 atunci, venise Fondul Monetar, Banca Mondială, ar fi trebuit să reducem numărul de personal la 50%, deci era o nebunie, o adevărată nebunie. Nu te gândeai că, dar altfel era vorba de familii, nu era vorba de un om care ar fi plecat din sistem. Suflete, da? Și atunci, sigur că am găsit o soluție ca să nu plece nimeni, a trebuit să-i ducem să nu mai fie plătiți din zona de salarii, erau plătiți din servicii, din prestarea de servicii pe care eu îi executau către... A fost o chestie... Și atunci practic a început... ai salvat destin la acel moment. Da, și a fost și un început de privatizare a acestor activități în România. Sigur, procesul a fost un pic mai lung, dar au urmat după ele societățile care produceau materialul seminal, după aia, acum și controlul oficial, toate sunt la asociații. Dar, repet, pentru că la noi, la momentul respectiv, și asociațiile și toate nu erau pornite de jos, de la bază. Și nici nu aveam pregătirea și cultura, mentalitatea de a ne asocia. La noi încă venisem după anii de colectivizare, când asocierea aia, sau cum a fost privită cooperativa, cooperativele agricole de producție, deci lumea era reticentă și atunci nu se puteau crea asociațiile. Și atunci s-au format de sus lucruri care nu s-au... Erau piramidale, dar erau de sus în jos, nu de jos în sus. Cum și era atunci, firesc, de altfel. Și atunci, sigur că a fost foarte greu să lucrez, dar încet, încet, uitați acum, s-au dezvoltat asociațiile, dar, din păcate, s-au împuținat foarte mult efectivele de animale. De-aia, poate e o durere, deci de la, nu știu, 7 milioane, să spunem, efectivele de taurine, da, au ajuns undeva la 1,5 milioane în momentul de față. Foarte trist, da. Foarte trist pentru că șeptelul, și șeptelul se referă la bovine, da, este specia care dă nivelul de trai a unei națiuni. Deci peste tot așa este considerată, numărul sau efectivul de taurine este cel care dă nivelul. Uitați, de exemplu, ovinele n-au scăzut efectivele atât de mult, poate chiar au și crescut, dar aici au fost și legate de tradiție și de obiceiuri și de... pentru că ei au existat și pe timpul lui Ceaușescu, cei care creșteau oi și care erau oarecum... protejați. Era procesul de transhumanță, veneau din zona de munte, toamna, iarna, veneau și iernau pe aici, pe malul Dunării, după care se reîntorceau în munte în primăvară. Lucru care și acum, dar e mult mai greu să întâmple fenomenul. Sorin, iată, avem câteva fotografii aici și o să-i rog pe colegii mei să le arătăm pe rând și să ne spui așa câteva lucruri despre fiecare amintire. Mare parte dintre ele sunt fotografii. Da, deci în mare parte sunt din tot felul de fotografii acțiuni. Fixe, nu pe telefon, adică sunt... Da, 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 nu, sunt fotografii fixe. Aici cred că suntem la Săptămâna Verde la Berlin în 2012, dacă nu mă înșel, când România a fost țară coparteneră, deci în fiecare an în Germania iau o țară coparteneră, deci care îi oferă un spațiu mult mai mare. Este o imensitate la Berlin, e cea mai mare expoziție din Europa și cred că chiar din lume pe domeniul ăsta și a fost un succes pentru noi și din punct de vedere a modului cum s-a organizat, cum am știut să ne punem, să arătăm exact lucrurile reale despre România, nu tot ce se povesteau în
tot felul de medii în Europa de Vest. Și sigur că am reușit să aducem și obiceiuri și tradiții și parte de cultură. Și nu vă spun că a trebuit acolo să... Aici văd iar la fel o fotografie extrem de interesantă. Da, era, cred că la ziua unei ambasade, nu știu dacă a Iordaniei sau... Nu pot să-mi dau seama exact, că sunt foarte multe la foarte multe zile de ambasade sunt invitați sau chiar am fost în țările astea. Cred că unul dintre marele câștiguri pe care, ca să revin un pic în asta, că și aici sunt câteva poze, dar foarte puține, este faptul că am avut prilejul să văd aproape toată lumea. Sunt poze, de exemplu, din Noua Zeelandă până în Danemarca, Suedia, Norvegia, din Statele Unite până în Japonia. Deci am văzut aici e camera de comerț. Camera de comerț. Aici suntem prima generație de brokeri atestați de CNVM pe piața de capital din România. Este în 1994. Încă nu era, încă nu se înființase Bursa de Valori din București. Țin minte că, vedeți, așa soarta atunci au venit niște propuneri. Domnul Țiriac vrea să-și facă o societate de valori imobiliare și vrea pe cei mai buni broker din piață. Erau foarte puține societăți de valori imobiliare. Dacă nu mă înșel, era Vântul, avea, mai era Sita Finance al lui cum îl cheamă, Virgil Anastasiu, a fost căsătorit cu Corina Chiriac și venit după 11 ani de Wall Street, chiar un bun cunoscător al bursei, aici cu Principesa Margareta, aici a fost cu, cred că ceva organizat de Crucea Roșie, ziua Crucii Roșii, da? Se și vede în spate. Bine, multe activități pe care, la care am participat și la care particip și acum, chiar dacă nu mai sunt într-o funcție publică. Și spuneam, avantajul ăsta de a vedea lumea, l-am văzut în... Și de a putea face diferență între ceea ce avem noi ca resurse, ca bogății și ce au alții. Vedeți, noi cred că avem prea multe. Și ca resurse, indiferent că vorbesc de resurse umane, aici împreună cu domnul Istudor, rectorul de la ASE, foarte multe resurse și umane și materiale de care vreți. Chiar m-a întrebat cineva într-o emisiune la radio, într-o dimineață, la Radio România Actualități, ce ne-a lipsit nouă după 1990, de n-am reușit organizarea, cred că a fost, că mi-a zis într-un cuvânt că venea, era pe final. Cred că asta ne-a lipsit cel mai mult, modul în care ne-am organizat. Nu am reușit. Adică ne-a luat valul și noi n-am reușit să ieșim la suprafață, tot încercând să, în stilul nostru balcanic, să mai cârpim pe aici, pe acolo, când noi ar fi trebuit sau aveam șansa să radem, să o luăm de la zero, să construim ceva frumos, ceva normal, care să funcționeze. Aici avem iar la fel o fotografie interesantă. Da, aici cred că sunt la o expoziție la Vaslui, una dintre cele mai frumoase expoziții din Moldova. Calul e un animal, din punctul meu de vedere, foarte, foarte frumos și țin foarte mult la cai. O expoziție frumoasă, se face odată la 2 ani de zile, dar vedeți, din păcate, nu mai sunt fonduri. Iar cei care ar trebui să organizeze, fermierii trebuie să fie cei care organizează, de fapt. Noi am mai implicat instituțiile statului cât s-a putut, dar bine, numai ca să ocupe de partea organizatorică. Dar fermierii, peste tot în Occident, fermierii sunt cei care vin cu animale, pentru ei este o mândrie ca animalul lui să ajungă în expoziție. Dacă mai este și premia, deja este o altă, este mult mai, este o altă satisfacție. Iar când te duci, nu știu, că în Germania, că în Franța, prima dată când intri în grajdul să vezi animale, prima dată pe acolo, pentru o ușă, pe un panou, sunt toate diplomele sau medaliile pe care l-au obținut el cu
cu rezultatele muncii lui până la urmă, pentru că noi aici n-am... noi am fost obișnuiți și cred că aici e o greșeală. Modestia. Știu, și mama mea a zis, mamă, să fim modești, să nu epatăm. A venit un profesor american, țin minte și acum, un profesor de biologie din Statele Unite, bine, român la, ca și origini, și mi-a zis, nu. Zice, asta cu modestia e o chestie balcanică, de aici nu, la noi, dacă ai făcut ceva, spui, uite, am făcut lucrul ăsta. Și lucrul ăsta a ieșit foarte bine. Și făcut de mine. Cum aici, cred că la Indagra era domnul prim-ministru Tăriceanu în perioada aia, sunt mai multe fotografii din perioada asta, au fost cam... m-am ocupat, cred că din 2005 până prin 2012, în fiecare an, să facem Indagra la Romexpo și... chiar au fost ediții de succes. De succes în ce sens? Pentru că am adus în mijlocul capitalei, putem să spunem, viața de la țară. De la produse tradiționale, de la obiceiuri, de la animale, care și pentru copii, dar și pentru adulți au fost, cum să zic, o splendoare. Aici cred că sunt... aici o să vorbesc, uite, mi-am adus aminte de Bogdan de Bazgă. Împreună am reușit să aducem o conferință, deci am fost bine, și în perioada cât am fost secretar general la agricultură, aproape 10 ani. A fost o perioadă de construcție, foarte multe lucruri. De la... acum, știi că e mai ușor să vorbească alții despre tine, e mai greu să vorbești tu, că întotdeauna că seamănă, este foarte greu să vorbim despre noi. Seamănă la laudăște. Dar în 2005, când am venit, nu știu, România avea vreo 7 stegulețe roșii pe povestea asta cu aderarea la Uniunea Europeană. Ce însemnau aceste 7 stegulețe roșii, de fapt? 7 stegulețe roșii trebuiau să fie făcute verzi, ca să putem să aderăm la Uniunea Europeană. Și din câte știu, cât mi-aduc eu aminte, 3 erau pe sanitari veterinari. Sanitari veterinari erau la Ministerul Agriculturii în perioada aia. Și pădurile și veterinarii erau un minister destul de mare. Și celelalte erau pe agențiile de plăți, erau pe mecanisme, pe... transferul de legislație din legislația europeană în cea românească. Deci erau, țin minte, 7 stegulețe roșii care mai puțin de 2 ani a trebuit să le înverzim. Și am avut, nu știu, poate și ghinionul, dar și norocul, am avut atunci și gripa aviară, am avut și inundații, am avut și secetă. În 2 ani de zile așa au venit toate, dar pentru modul exemplar în care s-a gestionat atunci problema gripei aviare, aproape în fiecare dimineață era comandamentul antiepizotic central, era condus de Ministerul Agriculturii și vreau miniștri, chiar a fost o implicare masivă și corectă, și în momentul când au văzut că occidentale, că după aia ne-au luat ca și exemplu de proceduri, cum trebuie acționat în astfel de situații, atunci au mai trecut un pic cu vederea anumite lucruri care nu erau chiar în regulă pe sistemul sanitar veterinar. De asemenea, a fost o perioadă foarte scurtă, a trebuit să organizăm cele două agenții de plăți, adică gândiți-vă numai să angajezi aproape 7500 de oameni, să înveți, să-i trenuiești, și uitați rezultatele. Plus, țin minte Sapardul, că Sapardul era funcțional, avea o absorpție de, cred că 13,5%, dacă nu mă înșel. Și am făcut din Sapard aproape 300%, a trebuit să facem Sapardul românesc. Și cum? Deci o echipă foarte bună, care de obicei, dacă eu peste tot până am fost, am construit, am încercat să fac lucruri sau să fac lucrurile să meargă într-o direcție. Am făcut un program fermier, da, prin care, de fapt, ce am constituit sau ce am creat acolo, am creat mecanisme. Pentru că, în general, toată lumea îi văd că aleargă cu bani.
E adevărat, și banii sunt importanți, dar banii aia, dacă îi arunci cu lopatul într-o gaură dintre asta neagră și numai nu se vede nimic din ea, nu. Cu banii aia poți să creezi mecanisme și creezi mecanisme de finanțare, de cofinanțare, de garantare, de contragarantare, mecanisme care cu un leu poți să faci 10 lei, adică să aduci în piață 10 lei. Nu mecanisme prin care dau un leu, vă dau un exemplu. Deci, programul ăsta cu tomatele, da? Da. Am băgat 50 și ceva de milioane de euro, da, în asta. Și ce am obținut și, cu acești bani? Și ne-a scăzut, nu, ne-a scăzut importul de roșii cu, nu spun eu, Camera de Comerț și Industria României. Spune, ne-a scăzut importul cu 700 de kilograme de roșii și prețurile în piață s-au triplat. Deci, adică unde este avantajul pentru cetățenii României? Păi aici, nici pentru consumator n-a fost un avantaj, pentru producător probabil sunt unii care au dezvoltat pentru că era o condiție să mărim perioada de piață și într-adevăr unii și-au făcut solarii, dar nu sunt investiții atât de mari cum ar fi investițiile în sere. Cred că s-ar fi găsit un alt mecanism prin care să face aceste solarii nu pe buget național, ci pe fonduri europene, că erau bani alocați pe sunt fondurile europene. Sunt și în acest moment, dar foarte greu se mobilizează. Nu, sunt absurde. Pentru că, vedeți, urmarea, construirea celor două agenții de plăți, de fapt, ce a însemnat? Sunt singurile, Ministerul Agriculturii singurul care are absorție de 100% pe fondurile europene, da? După Ministerul Agriculturii, cred că, care e pe primul loc, locul 2 e vacant, locul 3 e vacant, de pe la mențiuni încep să mai apară câte un minister pe aici, pe acolo. Din punct de vedere, mă refer la absorție fondurilor europene. Dar asta înseamnă să faci un lucru serios, o construcție și cu oamenii potriviți care, cum să zic, nu fac rabat de la ceea ce au de făcut. N-a fost o perioadă ușoară, multe nopți am dormit pe acolo, pe o canapea, dar știi cum e... Ai satisfacția lucrului bine făcut. Erau câteva poze din Noua Zeelandă. Cred că imediat după ce am fost numit în 97 director general la agenție, actuala Agenție Națională de Zootehnie, pe atunci era Agenția Națională de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, am, aici cred că sunt la Braza, aici la Moș Crăciun, România din anii 67 se chinuia să intre la ICAR. Și congresul era în Noua Zeelandă. Am mers în Noua Zeelandă. Și nu vreau să vă spun cum, o toate că aș putea să spun. De fapt, asta ar trebui să o știm cu toții. Lucrurile importante sau deciziile importante, mă refer la structurile astea mari, Organizația Națiunilor Unite, FAO, ICAR-ul și multe altele, da? Nu neapărat să iau, știți că ai făcut mari progrese sau s-a întâmplat, sau să fac și undeva prin spatele cortinei, ca să spun cinstit cum am introdus-o cu zi înainte de deschiderea oficială, ne-a invitat. Deci congresul era undeva la Insula de Nord, la Rotorua. Și este și un lac celebru acolo și ne-a invitat la pescuit pe lac. Erau mai multe companii dintre astea mari din lume, care fiecare produceau. Unii care produc crotalii, alții care fac aparate pentru control oficial. Și sigur, acolo s-a mers, s-a prins pește, erau miniștri agriculturii din Germania, din Scoția. Și eu tot am glumit, am mai făcut bancuri, am spus câteva bancuri, adică dintre ăsta seci care le plac în sistemul ăsta englezesc, dar eu le transformam dintre ăsta oltănești ale noastre. De exemplu, era ministrul agriculturii și întrebam de ce își fac englezii castelele rotunde. Și zic că era surprins, nu știu de ce, ca să nu se ascundă hoții după colțuri. Dar genul ăsta de bancuri și le-au plăcut foarte mult. Și undeva pe la, când ne retrăgeam spre, l-am întrebat... Dar voi, România, de ce nu sunteți membri în... Păi zic că, știți, am trecut într-o perioadă mai dificilă, păi și acum cine vă? Păi zic, ne dorim, dar nu e chiar așa de simplu, că
Și zice, bine, uite, am pus mâna pe telefon, l-a sunat, țin minte și acum, președintele ICAR-ului era un olandez, Winsmans îl chema, l-a sunat, eu am crezut că e glumă, deci crede-mă, că chiar am crezut că eram un copil, ce să... Și zice, mâine dimineață la ora 10, la recepția hotelului X, te așteaptă președintele. Zic, bă, ăsta a băut aici, sigur, mă duc. Bă, am dus dimineață, în fine, am discutat, cred că 45 de minute cu acest om, mi-am explicat real care e situația în România, deci nu aveam de ce să ascund. Ce mai convins, dar nu pot să iau decizia de unul singur. Trebuie să vorbesc și cu restul celorlalți oameni din bord. Și zice, caută-mă pe la ora 12. Deci la 1 era deschiderea oficială. Și erau 3.000 de oameni din toată lumea, mulțimea aia, în fine, l-am văzut, fiind mai înalt, l-am văzut, m-am dus la el. Zice, nu, n-am reușit să vorbesc cu secretarul general. Secretarul general fusese secretar general la NATO, dacă nu mă înșel, și venise secretar general la ICAR. Era elvețian, grec, italian, Boyazoglu. Nici el nu știe, cred că știa ce naționalitate exact. Norocul a fost că el fusese ceva membru de onoare sau premiat de Academia Română. Și când a auzit România, da, sigur, a și chemat pe cineva de la secretariat, zice, nu, acum am făcut în decembrie. Toate ești abilitat de România ca să semnezi agrimentul pentru, zic, dacă sunt aici, înseamnă că sunt. Și așa a intrat România la ICAR. Poate ți-am zis de multe ori în viață, este și norocul să te și găsești la locul potrivit, la momentul potrivit, astfel încât, găsești omul pentru potrivit. Pentru că pe iahtul ăsta erau două iahturi. Pe unul erau țările mai slab dezvoltate, iar pe iahtul ăsta, la altul erau cei care, dar eu fiind, având o însoțitoare, pe iahtul respectiv nu era toaletă. Și atunci m-am mutat pe iahtul ăsta unde erau ăștia care luau decizii. Deci și ăsta e un noroc, pentru că... Viața așa... bate filmul de cele mai multe ori. Da, să știi că da. Da, zic că nu e... Și vorbeam că l-am văzut pe Bogdan, iarăși la fel, am fost la... Acolo fotografiile nu erau, dar sunt, cred că am și ceva fotografii, la Baku a fost, în Azerbaijan, la conferința pentru Europa și Asia Centrală. Și... Până anul trecut în vară, directorul FAO a fost un brazilian, Da Silva, un tip deosebit, un om foarte deștept și cu care ne-am apropiat, ne-am împrietenit și sigur că am reușit să-l convingem ca următoarea conferință să o facem la București, lucru care s-a și întâmplat și sigur că e și un prestigiu pentru, uite, că vorbeam de Bogdan, era acolo, alături de domnul rector de la ASE și domnul decan Dan Boboc de la Economia Agroalimentară și a Mediului. Totuși, da. Vorbim de foarte multe lucruri, dar iată, am înțeles că avem și un telefon. Bună seara! Bună seara, doamna Gabriela! Vă ascultăm! Cătălina din Târgoviște. Vă ascultăm, doamna Cătălina. Și bună seara și invitatului dumneavoastră. Sărut mâna, bună seara. Da. Îmi place povestea dumneavoastră de viață. Îmi place dreptul jos. Dar domnul Sorin, am o curiozitate și aș dori tare mult să mă ajutați și să-mi dați un răspuns foarte simplu la întrebarea pe care o să vă pun, da? Vă rog. Sunteți și politician. Nu. Tot respectul. Nu. Și mie. Nu a fost, doamna Cătălina. Doamna Cătălina, ne auziți? Doamna Cătălina? Se întâmplă cu unii politicieni care atunci când ajung să ne conducă, se schimbă. Care este problema? Și este o întrebare foarte pertinentă, cred, și foarte... Nu găsesc eu răspuns. Că dumneavoastră sunteți plângeți din la lor, nu? Nu, eu nu sunt politician, în primul rând că... Să vă spun de ce nu sunt politician. Calitatea mea a fost de secretar general. Secretarul general este un alt funcționar public și nu are voie să fie membru de partid, nici măcar membru de partid. Poți să simpatizezi. Vă rog foarte mult.
De ce credeți că unii dintre politicieni, atunci când ajung să stăpânească scaunul, se schimbă? Care credeți dumneavoastră că este motivul? Cum spuneam, așteptăm foarte multe. Ce ați dat în seara asta, aveți o deschidere foarte, foarte, foarte largă spre public. Cred că cum ne-ați transmis o energie foarte bună. Și vreau în continuare, asta e și motivul. Cred că știți ce lipsește foarte mult la clasa politică din România și fără să fac... Nu știu, fără să facă. Cred că, în primul rând, lipsește acea cultură politică. Cultura politică, de multe ori cultura economică, pentru că nu au suficient de multe cunoștințe, pentru că, totuși, fiind forul legislativ, forul care ar trebui să dea substanță acestei țări, vedeți că ei credibilitatea care o au în țară sunt pe locurile de jos, adică sunt biserica, poliția, sunt alții care sunt mult înaintea parlamentarilor, care ei, de fapt, sunt reprezentanții poporului, celor care aleg. Și asta, cred că asta nu înțelege foarte... Cred că cineva le spală acolo la Parlament, de la liftieră până la toate doamnele alea, le spune când intră acolo, domnule, cât de deștept sunteți, cât de frumoși, asemenea personalități, n-au mai ajuns și n-au mai trecut pe aici, pe în Parlament. Și cred că asta un pic îi demobilizează sau le creează o stare de asta de euforie mai mare decât... decât ar trebui. Cred că... Mulțumesc foarte frumos. Vreau să aud părerea dumneavoastră. Doamna Gabriela, cred că am pus o întrebare pertinentă. Clar, da. Vă mulțumim, doamna Cătălina. Vă mulțumim, mai lipsesc la acești politicieni și cultura dialogului, pentru că mă urmăresc anumite canale, așa că și când. Și nouă cultura dialogului, cum am văzut-o la acest post. Și cred că ar mai trebui să mai spunem aici ceva. Aici avem cultura dialogului la postul. Cred că și cei 7 ani de acasă despre care am vorbit un pic mai devreme sunt foarte importanți. Da. Mulțumesc frumos de răspuns. Chiar a plăcută doamna Gabriela. Mulțumim asemenea. Bună seara. Mulțumim asemenea. Iată că urmează ca în partea a doua a emisiunii, dragi telespectatori și dragi prieteni care urmăriți emisiunea pe Facebook, să vorbim de ce românii nu mai au șansa să se hrănească sănătos și iar la fel, unde este mâncarea sănătoasă de altă dată. Dar înainte de asta aș vrea să te întreb, Sorin, dacă ești dispus să participi și tu. Noi avem așa un test, te cunosc din întrebări, dacă l-accepti. Sigur că da. Dar... Mă mai țin așa puțin pe jar, pentru că asta se va întâmpla după o scurtă pauză publicitară. Așadar, luăm publicitate și revenim.